ce e adunarea în care a spășit. E locașul de închinare, locul pregătit. Aleluia! Știți voi oare ce sunt frații din locașul sfânt? Ei sunt rodul din Golgota pe acest pământ. Aici se roagă, inima și-o leagă și într-o singură simțire ruga înalță sus. Cerul se deschide și cu drag primește înspre cei născuți de Domnul, frația lui Iisus. Aici se roagă, lașul leagă și într-o singură simțire ruga înalță sus. Cerul se deschide și cu drag primește înspre cei născuți de Domnul, frația lui Iisus. Când trecem prin încercare, noi aici venim. Suferința și încercarea ni le-mpărtășim. Când durerea e prea mare și unui mai slab, atunci toată când am fost în suferință, frații s-au rugat. Domnul le-a ascultat ruga și m-a vindecat. Eu am prins cu frații, mi-am rugat cu toții și pe medicul cel bun noi toți l-am implorat. Boala și durerea și toată întristarea Domnul cu a sa îndurare mi le-a îndepărtat. Boala și durerea to me.
cei iubiți de el. Căci ne poartă povara și ne duce în cer. Iar aici cu toții să plângem cu frații, să luptăm, să ne adunăm și să ne mângâiem. Pe Domnul Dumnezeul slave, să cinstim numele Său, cu toți să ne lupăm. Iar aici cu toții să plângem cu frații, să luptăm, să ne adunăm, să ne mângâiem. Dumnezeul slavei, să cinstim numele Lui cu toți.